care doresc să o ajute pe Mona Lisa pot dona o sumă cât de mică în conturile afișate pe ecran, în urna specială amplasată în incinta Centrului Cultural Mioveni sau participând la evenimentele organizate în perioada următoare. Primul eveniment se va desfășura la Casa de Cultura Sindicatelor vineri, începând cu ora 18. Prețul bilet este de 10 lei. Pe scenă vor urca elevii Mona Lisei de la clasa de canto a Centrului Cultural Mioveni, dar și alți colegi, profesori și elevii ai Casei de Cultura Sindicatelor și a Centrului Cultural. Mona Lisa Zegheru, profesoară de canto la Centrul Cultural Mioveni, în vârstă de numai 26 de ani, a fost diagnosticată de curând cu tumoare la sinusuri. A făcut o operație, însă boala a recidivat agresiv. Iar singura ei șansă este un tratament în Turcia ce se ridică la peste 20.000 de euro. Atât colegii, autoritățile locale, agenții economici, dar și cei care nu o cunosc, sunt impresionați de drama tinerei și îi transmit mesaje de încurajare. Am auzit de cazul respectiv, îmi pare rău, îi doresc multă sănătate. La catedrală, la slujbe s-a vorbit de așa ceva și să îi fie ușor să treacă peste copul care l-are, o cumpăna vieții. Am trecut și eu și cu ajutorul lui Dumnezeu să poate să dea o șansă mare. Și Mona Lisa este un prieten și un om minunat. Am avut multe ocazii de a ne cunoaște mai în detaliu. Am ieșit, am petrecut timp și în cadrul Centrului Cultural, dar și ne-am petrecut și timp liber. Este un om extraordinar. Noi, colegii și prietenii, îi urăm multă sănătate și o așteptăm acasă cu mult bine. Mona Lisa, te așteptăm cu bine acasă. Copiii au nevoie de tine. Noi facem tot posibilul să te ajutăm de aici și sper să ne vedem cât mai curând. Colegii de la Centrul Cultural îți urează multă sănătate, te așteptăm cu bine acasă, iar noi de aici o să facem tot posibilul să te ajutăm. Eu i-am promis Mona Lisei că vom face tot posibilul să strângem banii necesari pentru ca ea să revină la Centrul Cultural și să-și continue proiectele pe care le-a început. Mona Lisa, suntem cu toții alături de tine. Noi putem să ajutăm să punem niște bănuți și dacă vom pune toți câte puțin, vom putea să strângem.